FCSB întâlnește pe stadionul Ghencea în fața unei asistențe surprinzător de reduse. Pe farul Constanța este un duel al celor ultimor două campioane. În plasă, farul are 1-0 la un șut norocos expediat de otarul lui Hagi. Musi atacă, intră în care îl șutează bine din prima intervenție în doi tipe lui Buzbuki. Pasă bună lui Al-Hasan pentru Musi, Popa cea că se facă un culoar. Baba Al-Hasan ezită, dădea goluri cu șuturi de la distanță. În volul Epanțiru, Mige este la Musi. Musi șutează, Musi în blocaj, în blocajul lui Balașa. Mige sare la Luis Felipe. Felipe înghesuie jocul, lovitură de cap ratată, o minge care ajunge apoi la Nana, care trage mult peste. Ce se unul dintre aturile sale? Ratează cam mult, totuși. Și atât acum pe Gabiancu. Pasă bună lui Gabiancu! Și când pe ce să asistăm la majorarea de scor, a apărut acolo Grigorian, Armel Grigorian. O, recuperează bine Advi. L-a păcălit pe Gustavo Maris. Popa trebuia să marcheze. E drept că a fost stânjenit acolo de apariția lui Popescu. Patru oameni în zid. Dă la poartă și scrie senzațional. 1-1. Deși avea oameni lângă fiecare bară, așteptat nu au ajutat pe Buzbuc. Senzațional, 1-1. Îl văd pe Haralampus, destul de nervos, așa cum nu e el de obicei. Oh. Popescu îl păcălește pe Chiriche, centrare, 2-1. Înscrie și Iancu, 2-1 pentru farul oamenii, pe rândul Grigorian, primului gol. Grigorian, am zis că este Iancu, Grigorian înscrie și el primul său. Iată-l acum pe Nana. Da, dă pe lângă Popa. Lovitură liberă pentru farul, acel fault. Bate Kassab. Foarte, foarte aproape să mai dea un gol. Întoarce bine diagonală. Băluț așteaptă în careu. Dar în fază este... Gol, este încheiată de șutul lui Olaru cu dreptul. Incredibil. Minge la Advi, care are timp să-și potrivească centrarea. Nu se de ce este atât de mult. Se cere penalti. Stai un pic, să vedem. Ultimul fluier al arbitrului Kovac în această partidă.